Confortul de a te bucura de legume proaspete cu adevărat delicioase și pline de nutrienți primăvara depinde de timpul dedicat plantării acestora toamna. Munca din grădina de legume nu se sfârșește până la venirea zăpezii, mai ales dacă îți dorești o varietate de verdețuri și legume. Află mai multe despre legumele care se plantează toamna târziu. Sfârșitul lunii septembrie sau începutul lui octombrie marchează începutul sezonului recoltei, motiv pentru care luna septembrie este cunoscută popular și sub denumirea de răpciune. Răpciune însemnând culesul viei sau culesul recoltei. Deși începutul de toamnă este asociat cu strângerea roadelor în hambare, există numeroase soiuri de verdețuri și legume care se plantează în această perioadă. De asemenea, există câteva legume care preferă temperaturile mai scăzute, astfel că în luna noiembrie reprezintă momentul perfect pentru a fi plantat. Pentru a te putea bucura de gustul și aroma inconfundabilă a legumelor cu coada verde în primăvara anului viitor, ar trebui să demarezi lucrările în grădină. Începe cu solul, care este adesea uscat, compact și sărăcit după lunile de vară. Întoarce solul, dacă este posibil, a doua zi după ce a plouat și îndepărtează rădăcinile vechi, plantele ofilite și frunzele uscate. După ce ai terminat de făcut toate acestea, poți să adaugi puțin îngrășământ verde pe suprafața solului. Dacă iubești ceapa verde proaspătă de primăvară, atunci ar trebui să plantezi arpagicul toamna. Cea mai bună perioadă pentru plantare este sfârșitul de toamnă, lunile octombrie și noiembrie. Dacă solul din grădină e argilos, recolta va fi bună. Dacă nu, ar fi indicat să aduci o cantitate suficientă de argilă și să o amesteci cu solul existent. Pentru a proteja arpagicul de temperaturile scăzute, poți acoperi zona cu un strat subțire de paie sau folie de plastic, înainte de venirea înghețului. În funcție de vreme și de condițiile locale, asigură-te că menții solul umed. De asemenea, nu uita să înlături buruienile invazive. Relatează impact.ro.